Dar nu este adevărat. Cartea nu încearcă să-i reîntoarcă la corp. Dacă să-i reîntoarcă, înseamnă că ei l-au cunoscut cândva și au fugit de el. Culmea este, ei nu l-au cunoscut. Deci nu l-au cunoscut. Noi vorbim de timpurile în care cei care suntem nu am cunoscut corpul. Noi fugim de corpul nostru. Fugim de ceea ce visăm, căutăm, salivăm, mâncăm, tot timpul avem, suntem bântuiți de metafore în care este vorba de corp, dar pe care nu ne învață nimeni să-l respectăm, să-l iubim, să-l apreciem, pentru că, să fim serioși, una este să auzi despre persoana X că arată într-un fel și alta este să te întâlnești cu persoana X și să cazi pe spate arătând, dându-ți seama că, într-adevăr, arată într-un fel. Corpul, vrem nu vrem, în primul rând, prin față, este cartea noastră de vizită și mai departe este ceea ce ne stârnește într-o cunoaștere. Nu avem voie să ne neglijăm corpul din considerente, să spunem, religioase. Noi suntem într-o lume creștină care și ea se schimbă. Și ea începe să se mai umanizeze, pentru că unii refuză corpul invocând canoanele, dar când nu-i vede nimeni sub întunericul nopții, nu mai zice un canon și există exact opusul. Avem nevoie să ne cunoaștem corpul pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, fiecare parte a corpului spune ceva despre noi. Mâinile, picioarele, ochii, nasul, bărbia, spatele, abdomenul, fiecare parte. Când citim noi prin cărți în care vedem experți care mângâie nu știu cum, sărută nu știu cum, vorbesc nu știu cum, bă, ce, spune, ce rafinat, dar în gândul nostru rafinament este egal cu stricat. Spune, ce pervertit, ce poate să fie omul ăsta? Deci persoana respectivă este o persoană care, dincolo de faptul că noi ne vom transforma în ceea ce suntem de la început, măcar o secundă venim cu o anumită formă prin care celălalt se bucură. Or, această formă înseamnă exact părțile enumerate și care ne fac fericiți. Pe unii fac fericiți obrajii persoanei cu care este, pe alții fac fericiți picioarele, pe alții fac fericiți spatele, sânii, fiecare are o parte care îl face fericit. Dar în totalitate suntem fericiți dacă suntem lângă persoana care ne ridică într-un univers paralel cu acesta realității, chiar dacă acest univers durează o secundă. Nu putem să ne întâlnim tot timpul cu persoana care ne face să transmutăm. O singură dată, de două ori. Dar fracțiunea aceea să fie într-un totul, și cu corpul, și cu spiritul, și cu totul.